Da, nu e nicio avarie. După ploaia asta mare cu, cu mari probleme în zona, din ce constat, au și-o prin vecini. Vecinii au auzit aici în cupolă cum curge, de adevăr se aude, dar așa curge apa prin toate furtunașele. Că mai iese câte unul, nu e o problemă, îl bag la loc. Dar e regulă, n-am avarii. Oricum astea merg la program. Nu curge, nu stop. România mea, măi România ta, măi România noastră și să te ploaie, oprită de o jumătate de oră, acum am și eu acasă, uitați cum stă gheața. De ce zic eu că e bună? Folea antiumbrire, ia uitați. Acum la whisky avem gheață. Ia uite. Pe aici, la vagi ceva, nu? Ei, sistemul ăsta e mult mai bun, chiar dacă s-a mai înclinat. Un ștachete, doi fiind înfipți în pământ, au ținut și, și plasa de umbrire altfel. Evident, asta o să o degajez, măcar ca prin sită. Da, bună. Se va topi, când nu știu. Aici e bine. Nu-mi pare rău de ploaia asta, nu-mi pare rău de toată investiția. E foarte bine ce s-a întâmplat. Chiar dacă mi-a mai rupt o plantă, vântul e un crac. Cracii principali au rămas. E bine. Deci cine vrea gheață, ofer gheață. Natura e în regulă. Grădina e top. Top, top, top. Gheață la greu. Unde n-a fost întinsă bine, s-a strâns gheață. Nu stau acu seara decât să văd așa cât de cât ce s-a întâmplat. Bine de lemele sunt protejate. Cine vrea, repet, gheață liber. Pupetata binetele. E în regulă. Super ok. Da, doamne. Opa, așa e moale. Nu fi gen la loc. Mâine dimineață nu stau acum. Am mai punctul furtunaș. Se rezolvă. N-avem daune mari. Recomand plasă de umbrire care ține și loc de plasă de antigrindina. A fost jale aici. Uitați, pământ a dus peste la textilul ăsta. Eu n-am fost acasă, indicat este să fie acasă. Dar nici nu mi-am bătut cap. Știam ce am făcut și că va fi tot ok. Aici numai bine azi am reașezat, regândit raftul ăsta. Toate felurile care mi-au mai rămas, un raft întreg de garofițe, ceva mușcate și niște petuni. Jos, doar jumătate de raft am lăsat și jos fac loc pentru leandri. Da? Peste iarnă, ghiveci la ghiveci mare. Ia să vedem în spate ce avarii. A fost sunat de o vecină, mi s-a zis că a prezint vreun furtun, ceva, și curgea tare. Să-l descoperim împreună. Aici l-a închis. Furtunul, robinetul. Vedem pe unde curgea tare rău. Posibil un dop de capă de coloană să fie pognit. O fi ieșit. Ia să văd, acolo e, acolo e, acolo e. Unde țișnea rău? Că țișnea rău, rău, rău. E în regulă. Un solar mic am intrat, e tot ok. Aici e mult prea ok.
A plouat. Am terenul în pantă, se scurge. A plouat bine. Sper că n-aveți nici voi sticăciuni mari. Trebuie să leg capia asta. Pe tata pe el. Da! Dă drumul la apă! Ce pot spune decât că mi-am dorit ploaie. Ne dorim ploaie, dar uite. Gheață mare. Sunt mulțumit că am fost inspirat și n-am renunțat la a reface sistemul de susținere a plantelor din grădină cu plasa de umbrire. Ceea ce știam că îmi va oferi protecție inclusiv în situațiile astea de grindină. Sau unde e tu, una, două, nu contează. Lumează pe ce fructul. N-am muncit degeaba. Bufon a supraviețuit. Bufu! Buf! A supraviețuit. Nu stau, repet, e noapte. Uite, pot să mănânc o prună rece. Știți că eu nu vă fac poftă, nu? Pune rece, ce vrei, mă? Ce vrei? Mă credeți că e înghețată? Pe naibii țânțari, monștri ăștia, tot... Ce prun pe aici? Câteva prune în prunul ăsta. Nu vreau să vă fac poftă, nu. Trecând peste glumă, nasol. Și casa e udată. Mai picat pe aici, pe colea, așa e la casă. Dar să știți că zona Pitești a fost lovită și împrejurimile destul de tare azi, de o ploaie puternică. Eram la volan pe drumul și am văzut, dar mi-am asumat, zic că asta e, frate, nu stau să le păzesc. Am urmărit de la volan pe camere de la vedere, pe bord, am tot dat pe toate camerele, am învârtit. Și am văzut că nu e vijelea foarte mare. Și am văzut de ce aveam, de treaba pe care o aveam. Era musai. Și la întoarcere am primit telefoane. Vezi că plouă pe la... Începuse igale la flori. Oricum e important și super să ai vecinii care să te anunțe să, și la fel să anunți. E o chestie șmecheră. Protecția plantelor. Totul cu pasiune, chiar și admiterea puterii naturii.